Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un haul cu produse pe care le-am achiziționat în ultima perioadă. Nu sunt foarte multe, însă am zis să le împărtășesc și cu voi și să-i dăm drumul. Am luat de curând acest poman de baie la 500 de ml cu gardenie și orhidee. Mi-a plăcut foarte mult, l-am avut acum ceva timp și l-am terminat și am zis că trebuie să-l recumpăr așa de tare, mi-a plăcut. Și are 500 de ml, nu știu dacă am spus. Și David recomand, îmi place foarte mult. Tot un gel de duș, l-am pe acesta de cu lime de la Sien. Nu am încercat produse de la ei și am zis să încerc și eu un gel din acesta de duș. Îmi place foarte tare cum miroase. Sper să fie și bun. Tot pentru corp. Uh, mai am 3, 3 sau 4 produse, nu știu exact. Uh, am un gel de un gel gel de duș. cer scuze, nu. Am un uh, gel pentru ras, acesta de la Sil, care este preferatul meu și uh, cel pe care l-am este pe terminat și am zis să-l recumpăr și are 150 de ml. Este în jur de 15 lei când este la ofertă, 15 13 lei depinde de catalog. Și vi-l recomand, este un gel pentru ras nemaipomenit. mai Mai am acest uh, ulei de la Swedish Spa. Eu am folosit foarte puțin din el, eu l-am folosit pentru păr. Acum aștept să, nu știu, să-l folosesc, să văd și rezultate. Nu mi s-a părut ceva extraordinar, dar o să vedem pe parcurs. Mi-am luat și un antiperspirant din acesta spray, la 75 de ml, de la parfumul Paradise. Îmi place cu miroase. Miroase destul de bine. Parfumul mi se pare că miroase prea piperat, asta miroase un pic mai, așa, mai calm, nu știu. Nu e așa de tare ca și parfumul, sper să mă și protejeze, dar oricum mai am și alte deodorante, uh, pentru corp, nu, pentru corp, pentru păr, mai am și acest CC cream, nu l-am început, este neînceput. Uh, nu am avut niciodată unul și am să-l și pe acesta, însă am avut tot din aceeași din aceasta Herix, am avut... Uh, tratamentul acela pentru păr, însă eu îl foloseam înainte de a, face, de a mă spăla pe cap și îl foloseam pe toată lungimea părului. Stăteam să acționez vreo 30-40 de minute, iar după mă spălaam cum o fac în mod normal și îmi lăsa părul așa foarte mătăsos, foarte moale, ușor de descurcat. Chiar am fost plăcut surprinsă de acel produs și chiar nu mai trebuia să folosesc la sfârșit un balsam sau o mască de păr. Chiar mi-a plăcut foarte mult și probabil că o să discutăm mai mult despre chestia asta în produse consumate. Tot aici pentru, de la Oriflame am un produs, este pentru ten, un scrub cu face scrub cu apă de nucă de cocos, da, nu mi venea cuvântul, la 75 de mililitri. Vreau să vă spun că miroase super, super bine a nucă de cocos însă aștept să termin ce mai am acolo și o să îl folosesc pe acesta. Tot pentru față, însă de data aceasta de la Yves am acest demachiant cu mușețel, Pure Camil. Îmi place foarte, foarte mult. Am început acum și... Da, nu știu cum îi zice. Oricum, este gelul pentru curățare, da. Exact, asta este cuvântul. Iar aici mai am trei produse acesta pentru corp. Am recumpărat această cremă, Milk and Honey Golden, ediție limitată, special edition. Am mai avut-o, însă am zis să o recumpăr și aștept să folosesc ce am început și o să o desfac. Mi-am cumpărat și o cremă și este de la Optimal, de la Oriflame și este o cremă hidratantă care are 50 de mililitri. Sper să-mi placă, încă nu am început-o. Iar ultimul produs este vorba de un parfum. Și este vorba de acest parfum Amber Elixir. Și probabil știți că în această campanie la Oriflame este la doar 40 de lei. Nu l-am avut niciodată și am zis că trebuie să-l cumpăr. Și dacă nu, acum când este la ofertă, când? Sper să vă fi plăcut acest haul. Cam astea sunt produsele mele. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. Îmi cer scuze și vă aștept în continuare pe canalul meu. La revedere!